Noi am modificat propunerea ce ține de simbolul electoral. Inițial am mers cu simbolul electoral, numele și familia Renato Usati. După tragerea la sorți și aflându că nu există o ordine în, în buletinul de vot, am venit cu o modificare și am înregistrat un alt simbol electoral, deci am înregistrat cifra numărul 1.